Deci, I'm black. Sunt Cabral. Beau bere. Sunt Cabral. Eu ce uit, belioșețea. Hai care nu mai vine. Și așa îndoream eu să fiu negru. Sunt parțial color. Sunt Cabral. Nu ești Cabral. Cabrat pit frumos. Oh. La pulă gros. De sus până jos. Hai să vă zic. Ăsta e jurnalul vieții mele. Intru eu într-un magazin, dacă aș fi nu cu patronul ăla, eu îți dau pe aia afară. Cu orice client, e client. Eu zic, fata, vreau să iau o bere. Deci, am găsit al magazin, m-am dus și am luat o bere. N-a că n-am luat-o de la tine, de ce puțeam. Dar i-am zis, bă, puta bărbat. Pișat și căcat. Și adevărat, s-a excitat pista. Mamă, cât de excitat era, zis, am făcut aceasta la sex. Cred că vreau să-ți fac sex pe viitor cu ea. De la viitorul meu. Stau așa în genunchi, la pizdă. Deci hai să vedem cum e sexul cu pizda. Stau în genunchi așa și după aia mă ridic. Și dau cu o limbă în indic. Și după aia mă închin la ea. Aoleu, maica precisa. Mi s-a sculat pula. De ce? Când te-am văzut pe tine, parcă n-am mai văzut pe nimeni. Înaintea ta. Sau după tine. Maica mea, muică, auliu muică, vorba lui Ioana. Mamă, ce dorme de Ioana. Era super simpatic. Mamă, că m-am distrat cu gagica asta, că era super inteligentă. Numai că noi făceam parte din lumi total diferite. Dar ne-am înțeles. Avea o, cred că și acum are, au o muică. Hai să zic Ioana că fac pare cu ce la mine, ce ai că nu știu care să uite. Auliu muică. Muică? Face auliu muică? Nu băi, nu pui accentul cum trebuie. Dar cum trebuie fată? Fii atent că am făcut eu cu Mihaela Dumnezeu să ierte. Dragă de aia. Haideți în pula. Așa? Bă, trebuie să umblu la setări că văd că mă văd prea negru, dar nu pot. Mă doar pe mă pun. Bine că mă văd. Cumva. Făcuse în Handy Club. În Handy Club. Și văd că se respectă acum. S-a dus la toată România. Nu există reguli. Singura regulă de Handy Club era că nu era nicio regulă. Și fără să vrea, că am băgat eu aia la vizir acolo, ăștia s-au luat după mine. Dar știi care e treaba cu filozoful? Nu, sau cu preotul. Nu
face ce face preotul. Iată după ce zice. Handy Club. Mamă. Și ăștia chiar s-a luat cu prostia asta. Era o prostie, era un experiment. Cum adică nu există nicio regulă? Din prima privință, dacă o vezi, e că trebuie să fie regulă. Ca să ne regulăm cumva. Handicap. Odată ce pula mea aveți pensii de handicap, aveți drept de semnătură și toate alea, sunteți, să zicem, pe jumate oameni, da? Sunteți oameni. Sunteți respectați. Dar nu respectați și voi oameni. Dacă nu, o să fiți priviți de așa cum fiți priviți. Și uite oamenii la ei. Mamă, să-mi va pula. Mamă, să-mi va pula, dar nu mi-am zis, băgă-o nici mama, zice ăla, nici tata, nici sorma, nici frate. Dar nu mi-aș băga-o nici în asta. Cu toate că e mișto să te puți cu handicapat. Cum? E mai ales dracu ca femeii normale, vă zic eu. Că m-am putut și cu handicapat. Mamă, și cum fac ca toți dragi? Ce actrițile porno alea, oare cum se prefac? Face ca toți dracii, dar nu? Să te fuzi cu o handicapată, păi de are asta succes la acolo. De ce? Face ca toți aia, beliojează. Orăcăie. Urlă numii la toți gagii care se răsfutut și s-a futut. Și tu te bucuri, zici, mamă, ce drag, sunt original. Și dacă ai pula mică, îți place. Că aia oricum, cum? Nu se fute. A, e un geraș copilaș, păi trebuie să joace și aia un rol de un geraș copilaș. Și după aia, ți se pare că ești pedofil, că fuți un geraș copilaș.